Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Mă bucur foarte mult să fim din nou împreună, cu atât mai mult cu cât duminica care a trecut am lipsit din rândul dumneavoastră și nu am avut această bucurie de a ne împărtăși din cuvântul lui Dumnezeu în mijlocul Sfintei sale biserici. Astăzi, în mila lui Dumnezeu, ne aflăm în cea de-a 13-a duminică din sezonul Sfintei Treimi. Cu alte cuvinte, am intrat în cea de-a doua parte a acestui lung sezon bisericesc. Predica din această duminică este fundamentată pe textul pe care l-am citit din Sfânta Evanghelie, mai precis pe o pericopă din Evanghelia ucenicului Luca, de la capitolul numărul 10, versetele de la 25 până la 37, acolo unde cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește astfel. Un învățător al legii s-a sculat să-L ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a spus: Ce este scris în lege? Cum citești în ea? El i-a spus: Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă și tu la fel și vei avea viață veșnică. Dar el voia să se îndreptățească și a zis lui Iisus: Și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot. L-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de i-a legat rănile și a turnat pestele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și a zis: Ai grijă de el. Și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre aceștia 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui care a căzut între tâlhari? Cel care și-a făcut milă de el, a răspuns învățătorul legii. Du-te de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Amin. Dragii mei, pericopa aceasta pe care am citit-o din Sfânta Evanghelie, reprezintă unul dintre cele mai cunoscute pasaje ale Sfintei Scripturi, fiind uzată nu numai în mediul creștin, să spunem așa, nu numai între credincioși, dar ea, pasajul acesta, pericopa aceasta, este uzată foarte des de către oameni care nu au absolut nimic de a face nici cu creștinismul și nici cu o altă formă de credință în Dumnezeu. Acest lucru, deoarece această parabolă spusă de către Domnul nostru Iisus Hristos, este o pildă comună, astăzi folosită în scopul de a evidenția necesitatea de a oferi ajutor persoanelor aflate nevoi, persoanelor necunoscute nouă, dar care au nevoie de suportul nostru. Știm cu toții foarte bine faptul că în ziua de azi cei mai mulți filantropi, cei mai mulți oameni care fac acte de caritate sunt cunoscuți sub denumirea de bunul samaritean. Însă pentru a înțelege cât se poate de bine această pildă, trebuie să cunoaștem anumite aspecte care vizează contextul în care ea este spusă. Iar un lucru esențial este să înțelegem care este diferența și care este legătura între evrei
și samariteni. Este bine de știut și este foarte bine știut, de altfel, de către toți cei care studiază Scriptura, faptul că între evrei și samariteni exista o ură. Lăsați-mă să spun reciprocă. Evreii urau pe samariteni cu toată puterea lor. Dar și samaritenii nu se lăsau mai prejos, urându-i la rândul lor pe evrei. Vedeți? Samaritenii, deși trăiau în inima Palestinei, în mijlocul poporului Israel, de fapt ei nu erau cu adevărat urmașii lui Avram. Ei nu erau evrei cu adevărat. Samaritenii erau urmașii unei populații pe care împăratul Babilonului, pe nume Nebucanețar, i-a adus în Palestina atunci când i-a luat pe evrei robi și i-a adus în Babilon. Atunci, în regatul Israel, au mai rămas câțiva evrei care nu au părăsit, nu au fost luați în robie, iar acești evrei s-au amestecat cu populația adusă de către împăratul Babilonului și astfel, de-a lungul timpului, s-a format această populație cunoscută sub denumirea de samariteni. Ei locuiau în ținutul Samariei, un ținut aflat aproape în mijlocul Palestinei. Samaritenii împărtășeau într-o oarecare măsură credința poporului evreu. De exemplu, ei considerau ca inspirate cele 5 cărți scrise de către Sfântul Profet Moise, dar respingeau restul cărților care formau Scriptura Vechiului Testament. De asemenea, de exemplu, samaritenii aveau și ei 10 porunci, dar aceste porunci pe care samaritenii le respectau difereau într-o oarecare măsură de cele 10 porunci de decalogul pe care Sfântul Profet Moise îl dăduse poporului evreu. De exemplu, printre cele 10 porunci ale samaritenilor exista o poruncă care cerea ca închinarea să se facă pe muntele Garizim și nu la Ierusalim, așa cum făceau evreii. Iar acest lucru ne este foarte cunoscut dacă ne aducem aminte de momentul în care Domnul Iisus Hristos a interacționat cu femeia samariteancă la fântâna lui Iacov, iar femeia chiar acest lucru l-a întrebat. Ai noștri samaritenii spun că trebuie să ne închinăm pe muntele Garizim, pe când voi evrei spuneți că trebuie să ne închinăm la Ierusalim. Așadar, vedem faptul că samaritenii, deși aveau unele legături cu poporul evreu, nu erau în realitate evrei, ei aveau mai degrabă origini păgâne și deși acceptau o parte din credința, din religia evreilor, totuși ei se închinau folosind un amestec între învățătura Vechiului Testament și diverse alte învățături păgâne. Așa cum am mai spus, evreii îi urau în mod vizibil, nu ascundeau această ură, îi urau pe samariteni, iar atunci când erau nevoiți să tranziteze Samaria, în general ei o făceau în mare grabă, încercând pe cât posibil să nu intre în legătură cu nimeni din acest popor. Nu se opreau să bea apă, nu se opreau să mănânce, cu atât mai puțin să stea de vorbă cu samaritenii. Iar lucrul acesta este iarăși în evidență foarte clar din istoria evenimentului în care Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu această femeie samariteancă și ea însăși se miră de faptul că Domnul Iisus Hristos, un evreu, stă de vorbă cu ea, o samariteancă. Așadar, evreii considerau pe samariteni la același nivel cu filistenii, cu sirienii sau cu alte popoare păgâne. Însă, așa cum a spus, ura era una reciprocă. Nici samaritenii nu se lăsau mai prejos, la rândul lor îi urau și nu îi înghițeau absolut deloc pe evrei. Așadar, în pilda pe care Domnul Iisus Hristos ne-o spune, pilda samariteanului milostiv, întâlnim două personaje
între care există o tensiune formidabilă, niște personaje care se urăsc între ele, care nu își arată absolut deloc dragoste sau compasiune unul altuia. Însă pilda Domnului Iisus Hristos nu se referă la ura dintre cele două popoare, ci ea se referă în mod special la o expunere a ceea ce este cu adevărat compasiunea. De fapt, prin această pildă, Domnul Iisus Hristos redefinește conceptul de aproape, de vecin. Am văzut că Domnul Iisus Hristos rostește această pildă atunci când un învățător încearcă să-l ispitească, punându-i întrebarea: cine este aproapele meu? De fapt, acest om încerca să justifice incapacitatea lui de a respecta legea lui Dumnezeu. Pentru că așa cum am văzut din cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos, în lege spune să-ți iubești aproapele tău ca pe tine însuți. Prin această pildă, Domnul Iisus Hristos ne învață nu doar cum trebuie să iubim, nu doar cât trebuie să iubim, ci în mod special pe cine trebuie să iubim. Așadar, în lumina cuvintelor Domnului Iisus Hristos, aproapele nostru nu mai înseamnă cel aflat în cercul nostru, în familia noastră restrânsă, în familia noastră lărgită sau în cercul nostru intim de prieteni. Aproapele nostru nu este acel om care trăiește în imediata noastră apropiere. Aproapele nostru nu este doar colegul nostru de servici, vecinul nostru de bloc sau prietenul nostru de familie, ci aproapele nostru este orice om care are nevoie la un moment dat de suportul nostru. Iar acest om poate să fie un om cunoscut nou sau un om pe care îl vedem prima dată în viață. Poate să fie un prieten de-al nostru, dar la fel de mult, după cum vedem în pilda noastră, poate să fie unul dintre dușmanii pe care îi urâm cel mai mult. Samariteanul din pericopa noastră pur și simplu a dat nu doar peste un om necunoscut, ci a dat peste un om care, conform tradiției, era dușmanul lui, era un om pe care îl ura pe el însuși, pe acest samaritean din tot sufletul lui. Vedeți, deși este o pericopă foarte cunoscută și foarte desuzată, eu trebuie să mărturisesc că, cel puțin din punctul meu de vedere, această pericopă este una inconfortabilă. Nu îmi lasă sufletul să trăiască liniștit. Și o să vă spun de ce. Pentru că acest tip de dragoste despre care Domnul Iisus Hristos ne vorbește este un tip de dragoste foarte greu de atins de către ființa umană. Este o iubire căreia omul îi face față cu foarte multă greutate în realitate. Ca să nu spun că de multe ori o văd și știu că așa este o iubire incomodă pentru mulți dintre noi. Vedeți? Fiecare om este capabil de iubire fantastic de mare. Dar iubirea aceasta se canalizează în general în familia lui sau în cercul foarte intim de prieteni sau de rude. Este foarte greu să vorbim despre o dragoste pe care omul o arată față de persoane complet străine. Vedeți, o persoană complet străină poate să fie un om care ne deranjează, poate să fie chiar un om care ne enervează, poate să fie un om murdar, un cerșetor, un om bolnav de o boală grea și cu care se evidențiază la exterior în mod neplăcut. Haideți să fim un pic mai aproape de realitate. Poate să fie un țigan murdar, gălăgios și care creează probleme. De ce nu? Mai nou se pare
că a devenit la modă să spunem că poate să fie un ungur care ne deranjează de fiecare dată când nu vorbește românește, atunci când îi cerem o pâine. Poate să fie un musulman care este împotriva credinței noastre. Sau poate să fie un ateu care glumește sau chiar îl barjocorește pe Domnul nostru Iisus Hristos. Așadar, aproapele acesta este cel căruia Domnul nostru Iisus Hristos ne cere să-i arătăm dragoste necondiționată, așa cum El ne-a învățat în această parabolă, prin modul în care samariteanul a arătat iubire necondiționată evreului căzut între tâlhari. Mai este un lucru foarte important pe care parabola îl spune. La final, Domnul Iisus Hristos îi spune acestui învățător: du-te și fă și tu la fel. Concluzia aceasta cu du-te și fă și tu la fel nu este una pe care Domnul îi adresează doar interlocutorului său de la vremea aceea, ci este o concluzie pe care El o trage în dreptul fiecăruia dintre noi. Noi, fiecare dintre noi, suntem cei care trebuie să facem la fel. Să arătăm aceeași iubire pe care samariteanul din pilda noastră a arătat-o celui nevoie. Dar, așa cum am mai spus, acest tip de iubire este o iubire foarte dificilă pentru om. Omul este egoist, omul se gândește la el. De aceea arată iubire, dar foarte rar o arată străinilor, cu atât mai puțin unor necunoscuți aflați în nevoie. În realitate, dacă am stat să ne identificăm pe noi înșine cu unul dintre personajele acestei pilde, cu siguranță nu am avea cu cine să ne identificăm decât fie cu preotul, fie cu levitul care au trecut pe alături, pentru că ei știau din Scriptură dragostea pe care trebuie să arate pentru aproapele lor și totuși nu au arătat-o. Fiecare dintre noi am trecut la rândul nostru de atâtea ori pe lângă oameni aflați în nevoie, făcându-ne că nu îi vedem și fără să le acordăm niciun fel de ajutor. Tot ce v-am spus până acum este modul clasic de interpretare a acestei parabole. Și este o interpretare corectă, în conformitate cu ceea ce Domnul Iisus Hristos ne învață în rândurile pe care le-am citit. Vedeți, porunca lui Dumnezeu este simplă: să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Așadar, dragii mei, a ne iubi aproapele nu este o opțiune, ci este obligație pentru fiecare dintre noi. Și pentru că este obligație, practic este o parte a legii, a unei legi pe care de atâtea ori am spus că omul nu reușește să o țină într-un mod perfect și corect. Dar în minutele care ne stau în față, aș vrea să vă vorbesc despre un alt mod de a interpreta această pildă. Și este vorba despre un mod de care eu sunt foarte atașat, un mod pe care îl iubesc, să spun așa, de a interpreta această pildă a samariteanului milostiv. În cadrul interpretării acestea despre care doresc să vă vorbesc, samariteanul milostiv nu suntem noi, deși modul clasic de interpretare a Scripturii, a acestei pilde, este acela de a ne determina ca noi înșine să devenim, la rândul nostru, samariteanul milostiv pentru cei din jurul nostru. Practic, predicile Bisericii lui Hristos, care au la bază această pericopă, au drept scop să ne mobilizeze ca fiecare dintre noi să devenim samariteanul milostiv. Iar, repet, acest lucru nu este deloc greșit, este o învățătură corectă și bună de aplicat și de pus în practică. Însă, așa cum am spus, în această nouă interpretare despre care o să vorbesc,
Nu noi suntem samaritanul milostiv. De fapt, în realitate, spune interpretarea, noi suntem omul căzut la marginea drumului. Noi suntem omul care, citez, a căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravă, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Vedeți, tâlharii aceștia sunt păcatele noastre. Păcatele noastre sunt cele care ne jefuiesc, ne dezbracă, ne bat zdravă și ne lasă aproape morți, abandonați în disperare. Cel rău, satana, nu este nici de cum aliatul nostru, nu este prietenul nostru, ci este dușmanul nostru care ne așteaptă după colț să ne lovească și să ne zdrobească și să ne oprească din drumul nostru în credința în Hristos. Prin păcat, satana ne jefuiește de tot ce este curat, sfânt și bun, ne jefuiește de lucrurile pe care le avem și le-am primit de la Iisus Hristos, ne jefuiește de prezența în biserică, ne jefuiește de prezența aproape lui nostru în credință, ne jefuiește de încrederea în Dumnezeu și așa mai departe. Păcatul este cel care ne duce în starea în care îl găsim pe acest om abandonat și aproape mort pe marginea drumului. În această interpretare, Domnul Iisus Hristos este adevăratul samaritean milostiv. Domnul Iisus Hristos este cel față de care noi suntem niște străini, pentru că păcatul nostru ne-a înstrăinat de Dumnezeul nostru. Păcatele noastre sunt cele care ne-au ucis pe marginea drumului și care ne-au despărțit de Dumnezeul nostru, punându-ne într-o stare de dușmănie cu Dumnezeu. Noi îl urăm pe Dumnezeu datorită păcatelor noastre. Dar vedeți, Domnul Iisus Hristos trece pe lângă acest om zdrobit în păcat și nu merge la el să-l întrebe: dragul meu, ai cumva nevoie de ajutorul meu? Nici de cum, ci parabola ne spune că Domnul, că samariteanul milostiv a acționat imediat. Domnul este cel care ne-a ajutat fără să ne întrebe dacă avem nevoie de acest lucru și fără să aștepte ca noi să colaborăm într-un fel. El și-a aplicat cu mila asupra fiecăruia dintre noi. El este cel care ne-a bandajat, ne-a curățat rănile, ne-a spălat, iar mai apoi ne-a luat și ne-a dus, punându-ne în sânul Sfintei sale biserici, ca acolo să fim îngrijiți și ocrotiți mai departe. Salvarea aceasta nu a fost una ieftină, nu a fost una banală. Vedeți, în pilda samariteanului milostiv, acest samaritean pleacă viu și nevătămat mai departe. În realitate, adevăratul samaritean milostiv a fost zdrobit în locul nostru pe cruce, a murit pe cruce în locul nostru. El, la rândul lui, a fost umilit, bătut, scuipat, înjunghiat și țintuit pe cruce, unde a murit suferind vina păcatelor fiecăruia dintre noi. Aceasta a fost răscumpărarea pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o pentru noi, iar ea este însoțită de promisiunea vieții veșnice pentru oricine se încrede în această jertfă a Domnului Iisus Hristos. Vedeți? Toate aceste lucruri, adevăratul samaritean milostiv, Domnul nostru Iisus Hristos, le-a făcut pentru că ne-a iubit. Ne-a iubit exact cu acea dragoste pe care porunca lui Dumnezeu o cere să o avem față de aproapele nostru și pe care noi nu suntem capabili să o avem. Dar Domnul Iisus Hristos a murit în locul nostru, a împlinit această poruncă în locul nostru și ne-a iubit pe noi așa cum noi nu suntem capabili să-L iubim pe aproapele nostru. Sfântul profet Isaia spune în capitolul 53, noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui,
Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui, adică asupra lui Iisus, nelegiuirea noastră a tuturora. Iar, în același context, Sfântul Apostol Paul spune, Domnul își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. În Romani, capitolul 5. Iar tot acolo, câteva versete mai departe, citim astfel, Dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Așadar, salvarea noastră a costat. A costat însăși viața Mântuitorului nostru. Dar samaritanul nostru milostiv nu a cerut nimic în schimbul acestei salvări. Mai mult, El ne-a oferit toate binecuvântările Evangheliei. Dar cu toate acestea, dragii mei, în fiecare zi a vieții noastre, noi vedem faptul că rămânem în continuare niște oameni cărora le este foarte dificil să evite păcatul. De fiecare dată când ne aplecăm în rugăciune, cerem iertare pentru păcatele pe care le-am făcut de la ultima noastră rugăciune în care ne-am cerut iertare pentru păcatele pe care le făcusem. Și tot așa. Vedeți? Domnul Iisus Hristos ne-a găsit morți în păcatele noastre, așa cum spune parabola, El ne-a legat rănile, ne-a luat de acolo, ne-a așezat în Sfânta Sa Biserică, unde, prin Duhul Sfânt, prin prezența Lui în cuvânt, în Sfintele Sacramente, în trupul acesta mistic al Bisericii, Domnul Iisus Hristos continuă să lucreze la însănătoșirea și sfințirea fiecăruia dintre noi. Prin cuvântul Său El ne-a născut și ne transformă inima și mintea, iar prin mijloacele Harului este îngrijește de noi, ca să rămânem în credință și să creștem în credință pentru viața veșnică. Așadar, noi nu suntem sfinți prin noi înșine, ci suntem sfinți pentru că Domnul Iisus Hristos ne face așa. Iar aici suntem în trupul mistic al Domnului Iisus Hristos, care este Sfânta Sa Biserică, pentru că El însuși este prezent, iar prezența Lui sfințește Biserica Sa. Vedeți, dacă în pilda samaritanului milostiv evenimentul s-a petrecut o singură dată, în viața noastră evenimentul se petrece în mod continuu. În mod continuu, Domnul Iisus Hristos pentru noi este samaritanul milostiv. Odată și încă o dată și încă o dată și încă o dată și de atâtea ori, de câte ori noi cădem zdrobiți în mijlocul drumului. El mijlocește fără încetare înaintea Tatălui nostru. De aceea, noi trebuie să avem curajul să ne trăim viața de credință. Vedeți? Deși păcătuim, noi nu ne temem de păcat, pentru că noi nu mai suntem robii păcatului. Iisus Hristos ne-a răscumpărat prin moartea Sa și acum noi suntem sub autoritatea lui Iisus Hristos. Și chiar dacă păcătuim, păcatul acela nu mai stăpânește peste noi, pentru că Iisus Hristos însuși este stăpânul nostru. Prin sângele Lui scurs pe cruce, prin trupul Lui frânt pe cruce, Iisus ne-a justificat, ne-a dat iertarea păcatelor și ne-a făcut fii ai Lui Dumnezeu. Da? Nu suntem sfinți prin noi înșine, nu suntem desăvârșiți și păcătuim zilnic. Nu putem să-L iubim pe Dumnezeu mai presus de orice, așa cum ne cere porunca. Și de asemenea, oricând ne-am străduit, nu suntem capabili să-L iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Acesta este adevărul. Dar așa cum învăța reformatorul Martin Luther, noi suntem păcătoși și justificați în același timp. Suntem păcătoși prin firea noastră, umană, dar suntem justificați și sfinți prin Iisus Hristos. De aceea, noi nu ne bazăm pe faptele noastre, pentru că faptele noastre sunt greșite, sunt păcătoase. Noi ne bazăm pe promisiunea
dată de Domnul Iisus Hristos, că oricine se va încrede în El și în jertfa Lui, va primi viața veșnică. Noi nu umblăm prin credință bazându-ne pe noi înșine, ci umblăm prin credință bazându-ne pe mila și pe dragostea Domnului nostru Iisus Hristos, adevăratul samaritean milostiv. Și de aceea căutăm în viața noastră să-L imităm, cum spunea un călugăr din prima parte a bisericii, căutăm să-L imităm pe Domnul nostru și Mântuitorul nostru. Vedeți? Noi nu putem să trăim decât să-I mulțumim Domnului Iisus Hristos, exact așa cum probabil și evreul, aproape mort, a trăit mulțumindu-i samariteanului care s-a îngrijit de el și i-a fost milă nelăsându-l să moară acolo în drum. Noi nu putem decât să-L glorificăm pe acest etern și minunat Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos care s-a sacrificat pentru noi, ne-a salvat din moartea noastră și ne-a dat viață veșnică. Nu avem niciun motiv să trăim cu frică. Suntem aici, în mijlocul bisericii sale, acolo unde El continuă să fie prezent, acolo unde El continuă să lucreze la viața noastră, acolo unde El continuă să ne dea iertarea păcatelor și să ne întărească pe drumul acesta al credinței. Domnul Iisus Hristos a promis că ne va duce în cer pe toți cei care ne încredem în El. Și lucrul acesta îl va face cu siguranță, pentru că nimeni și nimic nu poate să stea împotriva acestei promisiuni, nici măcar păcatele noastre. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său să moară, pentru ca noi păcătoșii să mergem în viața veșnică. Iisus Hristos este adevăratul samaritean milostiv, care ne-a luat de pe drumul păcatului, ne-a iertat, ne-a îndreptat și ne-a pus pe drumul credinței. A Lui să fie toată gloria în veci de veci. Amin.